Comisia Juridică a Camerei Deputaților a adoptat raport favorabil pentru toți cei trei candidați la funcția de judecător al CCR. Pentru acest post s-au înscris șeful de la secția de investigare a infracțiunilor din justiție, Gheorghe Stan, propus de PSD, deputatul PNL Ioan Cupșa și avocatul Vlad Ștefan, propus de USR. Apador CH, Asociație pentru Apărarea Drepturilor Omului, consideră că întrebările anunțate pentru referendumul din 26 mai constituie un simplu sondaj de opinie. Potrivit acesteia, demersul nu va avea urmări juridice și nici influențe asupra luptei anticorupție, dacă nu va fi reglementat clar. Anchetă la centrul comercial din Afumați, care a ars în cursul zilei de ieri. Polițiștii vor face verificări la fața locului după incendiul violent din urmă cu o zi, urmând a fi stabilită cauza producerii acestuia. Potrivit reprezentanților poliției Ilfov, urmează să fie deschis un dosar penal de distrugere. Două educatoare de la o creșă din Novodar sunt cercetate de polițiști după ce părinții le-au acuzat că au agresat fizic și verbal mai mulți copii. Micuții ar avea puțin peste 2 ani și jumătate. Cel puțin o persoană suspectată că ar fi făcut parte dintr-o rețea de trafic de droguri au fost ucise ieri în timpul unei operațiuni a poliției din Rio de Janeiro. Operațiunea a avut loc în Complexul Mare, un ansamblu uriaș de favele, a informat Poliția Civilă din Brazilia. Toate știrile de ultimă oră vă sunt prezentate de agenția Mediafax.